se întâmplă să mai vină la voi oameni să zică, hai te rog eu frumos, ia-mi și mie, că am aruncat în el nu știu ce. Sau să te roage, hai te ia niște bani, ia-mi și mie pupela cu nu știu ce am pus în ea. Banii l-am la nimeni, de mai rău, că cum ai scot, că te-o pung așa din clac, atunci la foc automat, atunci e. Dar tot, e tot, tot rezidual. Da, e. Tot. Dar anumite străzi unde se pot spune că se aruncă mai mult gunoi, că e mai multe mizerie? Da, prin alte părți. Cam ce zone ale orașului poți să zici că-s mai murdare? Și unde vine scanata? Care e scannerul? Aici, aici când se aprinde uia ăla, veniți în partea asta. Când se aprinde ăla deja e... Asta înseamnă că a citit-o. Și a înregistrat-o că e descărcată. Acum au descărcat. Trebuie să fim atenți, să nu rămâne la oameni cu noi iale. Să vă desfăcut care să ne uităm la iale. Să ne agră, eu o golei și o mai bag o dată în cip. A, pui sacul înăuntru și golești de două ori. Da, la rung sacul cu lină și ne pui o dată la dată. Adică oamenii trebuie să știe că dacă scot o pubelă și mai scot gunoi pe lângă, se consideră două pubele sau chiar trei, depinde corect, cât e. Corect, da. Am înțeles. Da. Așa am primit două și mi-a dat undeva. Se mai întâmplă să vă claxoneze oamenii că stați în drum? Ar fi de unul mai care mai... Zice că e... Vedeți că m-a dus. Dar nu răspundeți, nu vă luați în... Să vă certați cu ei? Bine, prinde mintea cu ei. Eu fiecare cu ceilalți, eu trebuie să o bag același. Se întâmplă să vezi că aruncă lucruri nepotrivite, lucruri ciudate în pubelă? Nu am pregătit. Nu? Ia numai cu noi. Din așa. Da, se întâmplă să refuzi să iei gunoiul pentru că vezi că e ceva nepotrivit în el? Bă, refuzi, nu are chip, gubela. Dacă nu are să mi se aprinde aici, eu nu pot să-i dau, că dacă vine controlorul, mi-e taie salar. Câte pubele descarci într-o zi? Încă vreo 4.000.